Ok, hai că vă arăt acum cum se scoate. De fapt, încă nu puteți scoate, există perioada de vesting, dar vă arăt cum să vă pregătiți ca să primiți tokenul în walletul vostru în momentul în care vi se eliberează. Vă arăt acum pe ecran perioada de vesting. Vesting depinde în ce fază de presale ai cumpărat și dacă, de exemplu, tu ai cumpărat în faza 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 14, ți arată aici data când îți vei primi tokenii. Important să ai un wallet, Trust Wallet sau MetaMask și o adresă BEP20. Vă arăt acum cum să obțineți, cum să setați bine, trebuie să descărcați MetaMask-ul, cei care sunteți noi, va trebui să vă dați seama cum se face asta și cum să importați adresa tokenului, da? Prima dată căutați în Google BCT Crypto, o să dați jos în pagină, probabil găsiți pe CoinGecko, derulați în jos pe pagină. Aici mergeți în jos, în jos, ăla este prețul, 24 de cenți și aici, uite, găsiți adresa tokenului, copiați acea adresă, apăsați acolo, așa. Bun, ați luat adresa, merge pe Trustwallet sus în dreapta, apăsați pe plus, alegeți rețeaua BNB, să fie BNB Smart Chain, dai paste acolo, ți apare BCT, dai import și o să ajungi în pagina asta, aici. Aici apeși ca să iei adresa, apeși după aia pe receive acolo, jos pe copy, apeși pe copy, ai luat adresa și te duci cu ea în site-ul BCT, în dashboard și o lipești acolo. Adresa care ai copiat-o din Trust Wallet trebuie să o lipești acolo, dacă nu ai sau ai greșit, apasă în câmpul ăla acolo. Zice request for change, o pui pe aia nouă și faci o cerere ca să primești adresa, ca să spună adresa nouă acolo. Iar acum despre listarea tokenului, pe 14 iunie se va lista pe MEX. Așa că cei care aveți, fiți pregătiți, cei care nu aveți încă deblocați, așteptați cu răbdare, vă rog.